Am revenit, suntem în direct. Casa de Cultura Studenților Iași a stabilit calendarul evenimentelor pentru anul 2020. Ce evenimente și-au propus studenții aflăm de la invitatul din această seară, Bogdan Crucianu, directorul Casei de Cultura Studenților Iași. Bună seara și bine ați revenit în jurnal. Bună seara și bine v-am regăsit. Vă mulțumesc în egală măsură și pentru invitația dumneavoastră de a participa la această emisiune. Cu mare drag, la ce activități, ce evenimente ne așteptăm în această lună? Luna februarie va fi o lună în care Casa de Cultură a Studenților va desfășura mai multe evenimente și aici aș putea să punctez data de 14 februarie, acolo unde Clubul de Arte Vizuale Concept Art va găzdui o expoziție colectivă de fotografie și susținută de către membrii Clubului Concept Art. Totodată vom avea data de 16 februarie, duminică, când invităm pe ieșeni la spectacolul Bani din Cer, în regia colegului nostru Andrei Ciobanu, un spectacol ce s-a desfășurat la Casa de Cultura Studenților în cadrul Festivalului Aurel Lucă din 1 decembrie, acest spectacol a fost în egală măsură, aș putea spune acest lucru, foarte apreciat de către public. A fost primul spectacol al colegului nostru Andrei Ciobanu pe scena Casei de Cultură a Studenților la Sala Mare, un spectacol care a avut public, iar publicul chiar a aplaudat acest spectacol. A fost un spectacol de umor, foarte multe cereri din partea celor din sală pentru un nou spectacol. Astfel, data de 16 februarie, la Casa de Cultură a Studenților, îi așteptăm pe ieșeni. Trebuie menționat faptul că accesul va fi gratuit, pentru că ne dorim să avem alături de noi cât mai mulți ieșeni să se bucure de ceea ce pregătesc colegii noștri de la Teatrul Studențesc Ludic. Evenimentele continuă și în celelalte luni. Aș vrea să ne vorbiți despre festivalurile de care vom avea parte în acest an. Sigur, evenimentele vor continua și în următoarea perioadă și în celelalte luni. Nici măcar luna februarie nu am finalizat, în sensul că mai avem și alte evenimente pe care le pregătim. Inclusiv aș putea să prezint, să aduc în atenție momentele pregătite, scurtmetrajele pregătite către colegii noștri de la Fabrica de Voluntari și cu tot Clubul Concept Art, scurtmetraje legate de viața lui Brâncuș. Vom sărbători, practic, ziua lui Brâncuș la Casa de Cultură a Studenților pe 19 februarie și ca să continui ceea ce ați punctat dumneavoastră puțin mai devreme, vor fi foarte multe evenimente în prima parte a anului și nu numai, chiar pe tot anul am putea spune, peste 50 de evenimente la Casa de Cultură a Studenților. Dar ceea ce aș vrea să subliniez este că vom continua principalele proiecte organizate în parteneriat cu asociațiile studențești și aici fac referire la Festivalul Studenților Ieșeni, cunoscutul Festival al Studenților Ieșeni, FestStudies, în perioada 12-16 mai. Va fi momentul în care ne vom găsi cu studenții pe străzile municipiului Iași, unde vor defila, vom avea în cadrul festivalului și partea de concert. Ediție ajunge acest festival în acest an? Oricum are o tradiție și o istorie însemnată, Ajunge la 19-a ediție și a serbat majoratul anul trecut. A 19-a ediție anul acesta, cei de la Asociația Studențești lucrăm deja împreună la calendarul de evenimente. După mai multe întâlniri pe care le-am avut cu aceștia anul acesta, am stabilit acest calendar de evenimente pe care vi-l prezint dumneavoastră astăzi, pentru că eu mă întâlnesc constant cu ei și consider că este oportun ca activitatea Casei de Cultură a Studenților să fie coordonată și de către asociațiile studențești, pentru că nu e corect ca eu să fiu cel care indic constant doar ceea ce se întâmplă la Casa de Cultură a Studenților. Consider că coordonarea acestei instituții trebuie să vină și din partea asociațiilor studențești.
La acest festival participă toate universitățile din Iași? La acest festival participă asociațiile studențești în primul rând, de la toate universitățile. Vă spuneam, vom avea și partea de cunoscută paradă, vom avea și partea de stud party, vom avea și partea de, foarte posibil să avem inclusiv partea de cinema, film în aer liber. Ar fi ceva nou, partea de cinema? Vom avea mai multe elemente surpriză pe care vom prezenta publicului. Okay, okay. Dar vreau dați-mi voie întâi să le definitivăm noi, cei de la noi, mă refer aici, cei care lucrăm la acest program și în speță cei din asociația studențești, pentru că, repet, ei fac acest program. Da, este evenimentul lor și consider că, încă o dată, repet, că noi trebuie să ne mulăm și după cerințele lor. În vară, activitățile din cadrul Casei de Cultura Studenților sunt mai reduse sau nu neapărat? Nu neapărat sunt mai reduce, dar și până în vară. Adică da, am înțeles că sunt și ați spus că peste 50 la număr. În vară nu. O parte din studenții nu îi găsim în Iași, pentru că nu toți sunt cetățenii ai municipiului Iași, dar o bună parte dintre ei îi găsim pe litoral, îi găsim la munte, în cadrul Programului Național de Tabere Studențești, lucru care se întâmplă de altfel și colegii mei din cadrul Departamentului Cultural Artistic, și pe aceștia îi găsim prinși în comandamentele pentru acest Program Național de Tabere Studențești. Da? Deci, cu alte cuvinte, activitatea pe perioada verii se mută în pe litoral și în alte locații, da, decât în Iași. Din toamnă încep înscrierile pentru cluburile din cadrul Casei de Cultură a Studenților. Așa este. Ca să facem așa o... Sigur, va fi o nouă sesiune de înscriere la cluburile Casei de Cultură a Studenților, dar mi-ați ridicat, aș putea spune, minge la fileu, în sensul în care și în perioada aceasta la noi, la Casa de Cultură a Studenților, are loc o nouă sesiune de înscriere la cluburile noastre. Până pe data de 1 martie, invităm pe studenți să acceseze site-ul Casei de Cultură a Studenților, www.ccsiași.ro, sau invităm la secretariatul Casei de Cultură a Studenților, acolo unde colegii mei îi așteaptă cu mare drag să completeze acea cerere pentru a deveni membri ai cluburilor noastre. Noi ne aflăm într-o plină campanie de promovare a înscrierilor la cluburile noastre și, așa cum am spus, mi-a zis că la fileu, îi așteptăm pe studenți la oricare din cluburile noastre, fie că vorbim de partea de pictură, fie că vorbim de partea de fotografie, fie că vorbim de partea de chitară clasică sau electrică, sau ne raportăm la partea de dans. Acum un colegul meu, Adrian Ștefan, de la cunoscutul Club The Sky, îi așteaptă să învețe primii pași de dans în dans modern. Totodată avem și partea de canto, unde colegul meu, domnul profesor Romeo Cosma, de la clubul Richard Oșanițchi, îi așteaptă pe tinerii studenți care vor să învețe partea de canto. Avem și partea de voluntariat, avem fabrica de voluntari de la Casa de Cultură a Studenților, bineînțeles teatru studențesc ludic, cel pe care v-am spus că pe data de 16 februarie vor susține spectacolul Bani din Cer pe scena Casei de Cultură a Studenților. Iată că cei care vin la aceste cluburi îi regăsim ulterior pe scenele Casei de Cultură a Studenților, la spectacolele noastre. Trebuie menționat faptul că acești membri ai cluburilor pe care noi îi regăsim ulterior în spectacolele noastre sunt voluntari care s-au înscris la acest program pe care noi le desfășurăm atât în luna octombrie, cât și în prima parte a anului, în luna februarie. Aceste programe, apropo, sunt gratuite sau studenții trebuie să acopere o anumită taxă lunară? Nu, sunt gratuite. Țin morțiș să subliniez acest aspect de fiecare dată și vă mulțumesc în egală măsură pentru
Da, faptul că ați adus în discuție acest aspect. Da, un aspect foarte, foarte important, mai ales pentru studenți. Studenții beneficiază de gratuitate la oricare din cluburile Casei de Cultură a Studenților, inclusiv dacă vor să fac, să fie, vor să se înscrie la ansamblul Doina Carpaților, îmi spun inclusiv, doamna, nu că ar fi o, spun acest lucru pentru că am omis în prezentarea puțin, pe care am făcut puțin mai devreme al cluburilor noastre, am omis să îi aduc în discuție și pe cei de la Doina Carpaților, un ansamblu de altfel de prestigiu pentru noi, de tradiție, ce are mai bine de peste 55 de ani de activitate, pe care de 55 de activitate și, bineînțeles, chiar 56 au împlinit anul trecut, deci merge pe 57 de ani de activitate. La oricare dintre aceste cluburi, studenții vin în mod gratuit. După această perioadă de înscriere, urmează o perioadă de selecție a candidaților sau cum? Care este procedura? Da, urmează în funcție de ce își doresc acești studenți. Pentru că dacă ne raportăm la un tânăr student care își dorește să înveți doar să danseze pentru a putea merge la o petrecere liniștit și să nu stea la masă. Da. Sau dacă avem tineri, în schimb, care au cunoștințe din liceu, sau au făcut parte de, au mers la Palatul Copiilor și au învățat partea de chitară. Ei, aceștia, la partea de chitară, de exemplu, are loc o selecție, pentru că colegul meu necesită tot lucru, la partea de chitară e un lucru individual și atunci, clar, va interveni și o selecție a celor care vor participa la, dori să facă parte din clubul nostru de chitară. Dar în funcție punctual, în funcție și de ceea ce își doresc aceștia, dar după perioada pe care eu parcurg, și anume estimativ 3 luni de zile, pot rămâne membrii acestor cluburi, pentru că ulterior o să își regăsiți pe scenă Casei de Cultură a Studenților la fiecare eveniment al nostru. Ați putea să ne vorbiți despre capacitatea acestor cluburi? Câți elevi ar putea să se înscrie în această perioadă, în cadrul acestor cluburi? Din punctul meu de vedere, cât mai mulți. Cât mai mulți, da? Este loc. Este loc. Sigur, au crescut solicitările de înscriere la cluburile noastre și chiar mă mărturisesc că mă bucur foarte mult că de la o sesiune la alta au crescut solicitările numai în ultima lună, la ultima perioadă de înscriere din luna octombrie au fost peste 500 de înscrieri online și 100 și un pic de 140, sper că nu scapă cifra și sper să nu greșesc, dar peste 100 de studenți s-au înscris la Secretariatul Casei de Cultură a Studenților. Iar dacă vorbim despre criterii? Dacă ne raportăm, nu există un oricine se poate înscrie? Orice student se poate înscrie la Casa de Cultură a Studenților, la cluburile noastre. Se pot înscrie și elevii sau doar e pentru studenți? Sunt bineveniți și elevii. În mare parte activitatea noastră ne o dedicăm asociațiilor studențești, dar sunt bineveniți și orice tânăr care își dorește, dar chiar dacă am vârsta de 18 ani sau are 17 ani și își dorește să facă parte din clubul de din cadrul ansamblului Doina Carpaților, este binevenit. Chiar noi, an la rând, îi primeam pe cei care făceau parte din, veneau de la Palatul Copiilor și făceau primii pași de folclor, primii pași de dans popular, îi așteptam ulterior la Casa de Cultură și sunt astăzi membri ai ansamblului Doina Carpaților, care vin de la Palatul Copiilor încă de când erau elevi. Fabrica de voluntari, ce se întâmplă în cadrul acesteia? În cadrul fabricii de voluntari, colegul meu Adrian Căliman este cel care lucrează constant cu aceștia, în sensul în care fac diferite traininguri. Aș putea să dau un exemplu, partea din managementul evenimentelor, acolo unde studenții sunt învățați cum să organizeze un eveniment cu 50 de persoane sau chiar mai mult. Totodată, în cadrul cei de la fabrica de voluntari, sunt cei și care ne sprijină constant atunci când noi avem evenimente, pentru că orice eveniment, așa cum am spus-o, pe care noi îl pregătim la Casa de Cultură a Studenților, este făcut de către studenți voluntari. Atunci, și în cadrul acestei fabrici vorbim despre un program de 3 luni pentru studenți? Sau sigur, și aici, la fel, aici, da? Vin, se înscriu, dar pot rămâne, de obicei, ei rămân mult mai mult timp aici la fabrica de voluntari, se atașează de ceea ce facem noi acolo la Casa de Cultură studenților și rămân alături de noi o perioadă mai îndelungată de timp. Asociațiile de studenți cât de receptive sunt atunci când vine vorba despre organizări de evenimente?
În principiu sunt receptive. Eu consider că avem o relație bună, în sensul în care, am spus-o, repet, colaborăm, coordonăm împreună activitatea Casei de Cultură a Studenților, astfel încât există receptivitate de partea lor și împreună reușim să creăm aceste evenimente despre care eu pot astăzi să vin să vi le povestesc. În luna martie, de 8 martie, vom avea parte de un eveniment specific sărbătorii. Nu v-am întrebat acest aspect când ați vorbit detaliat calendar. Despre calendar. Vor fi în perioada luna martie, vom avea parte de mărțișoare muzicale. Așa. Atunci când cei de la Ansamblul Doina Carpaților vor susține un spectacol. Nu am stabilit încă exact data acestora, dar cu siguranță în prima parte a lunii martie, cei de la Ansamblul Doina Carpaților vor susține o reprezentație dedicată mărțișoarelor muzicale. Urmează să se voteze și bugetul pentru instituția ce o reprezentați? Dacă ne raportăm la buget, bugetul nostru vine de la Ministerul Tineretului și Sportului, astfel că bugetul a fost trecut prin răspunderea Guvernului. Urmează să ni se transmită și nouă sumele exacte pentru partea de acțiuni culturale artistice. Ne-a fost transmis doar partea de salarii și bunuri și partea de bunuri și servicii, dar nu avem încă partea de acțiuni culturale artistice. În schimb, trag speranțe că ar trebui să fie în regulă. În concluzie, toate aceste evenimente ce le-ați prezentat dumneavoastră depind în cea mai mare măsură de bugetul care veți beneficia. Depindem cu siguranță de bugetul pe care ni se alocă din partea Ministerului Tineretului și Sportului, dar trebuie să subliniez și aspectul acesta important, că avem un parteneriat în Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean, cei care ne sunt parteneri constanți în evenimentele pe care noi le organizăm. E un lucru îmbucurător, astfel încât o bună parte din evenimentele noastre cu siguranță se vor desfășura datorită acestor două instituții, datorită autorităților locale. Ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații și vă așteptăm și cu alte noutăți în edițiile ce urmează. Cu siguranță, mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare.